Să obții 10 pe linie la bacalaureat sau la evaluarea națională nu este un lucru ușor. Cu toate acestea, 12 elevi botoșeneni au reușit această performanță. Pentru meritele lor deosebite, dar mai ales pentru munca pe băncile școlii, tinerii performeri au fost premiați în cadrul unei ceremonii la Inspectoratul Școlar Județean. Cosmina Mihoreanu, colegi. Nu-mi rămâne mie decât să vă mulțumesc în numele tuturor celor implicați în învățământul botoșenean, pentru că ne faceți să fim mândri. Nu în ultimul rând să mulțumesc și cadrelor didactice care au fost alături de voi și v-au pregătit. Elevii de 10 spun că secretul reușitei constă într-o muncă susținută, dar și o atenție sporită la orele de curs. Pentru ei, să înveți constant este cheia succesului. Am învățat, da, nu există nimic altceva. Ai învățat mult? Te-ai pregătit mult pentru... Da, m-am pregătit, mai mult la română. În rest, n-am. Ce sfat le-ai important? Dat colegilor care vin în următoare? Să învețe, atât. Nu-i nimic prea complicat. Și am muncit din greu. Din clasa 5 am învățat cu seriozitate și s-au văzut rezultatele la sfârșit de gimnaziu. Ideea este să-ți placă ceea ce faci și să înveți constant, pentru că dacă înveți zi de zi câte puțin, la final vei ști ce ar trebui să știm 4 ani. În același timp, bacalaureații de 10 spun că succesul vine atunci când înveți pentru a ști și a te forma, nu atunci când te străduiești doar pentru note și calificative. În primul rând, care este secretul unui 10 la bac? Să nu vrei să iei 10 la bac, scuze, adică sunt ciudat, dar cam asta e, adică mi se pare că scopul ar trebui să fie să dai tot ce ai tu mai bun și rezultatul e o consecință a procesului de a da tot ce ai tu mai mult decât să-ți propui ceva super sus, dar să nu te concentrezi pe a munci pentru asta. Pe lângă diplome, elevii de 10 au primit și o bine meritată sumă de bani. Mai precis, elevii cu notă maximă la evaluarea națională au fost recompensați cu 1000 de lei, în timp ce performanța la bacalaureat a fost răsplătită cu 3000 de lei. Majoritatea elevilor de top de la Botoșani au țeluri înalte și vor să devină medici sau cercetători.